Băieți și fete, vă salut! Nicolae Fania, astăzi vreau să încep o serie de video mai neobișnuit în care voi compara camerele la diverse dispozitive care te gândești că nu ai ce compara acolo. Însă, de fapt, totul nu e atât de simplu cum pare. Primul îl voi începe cu ceva mai neobișnuit. Compar camerele a două modele de nivel mediu, doar că unul se vinde în prezent 2022, Realme GT Master Edition, care costă în jur de 300 de euro, dar al doilea model este din 2012, Philips V737, care la timpul său costa cam tot atât. Clar că îți dai seama cine este câștigătorul aici, nici nu încerc să bag ceva intrigă, tipa oare cine va face cele mai reușite poze sau video. Ideea principală e să vedem cât de tare evoluat calitatea pozelor în 10 ani, fiindcă an de an observăm că practic nimic nu se schimbă la camere și lucrurile stau pe loc, dar totul se observă în comparație. Voi face video poze în diverse locații, în diverse condiții, ziua, la apus, seara, în încăpiri cu lumină artificială, dar cel mai important moment voi face poze la contoare, că fiecare de noi se întâlnește cu ele la finele lunii și trebuie să faci poze cât de cât clare în condiții de luminozitate redusă. Personal îmi place mai mult să analizez pozele nu doar după detalizare, luminozitate, HDR și ce mai este acolo, ci după vibe-ul și dispoziția care transmite această poză. Un exemplu clar ar fi pozele de pe aparatele foto cu peliculă și Polaroid. De un timp încoace îmi place mai mult genul de fotografii. Apropo, am și o aplicație care face ceva asemănător, chiar acum vă dau vreo câteva exemple. Această aplicație poate emula chiar și camera primului iPhone. Asta înseamnă că ai 2 megapixeli, fără video și fără blitz. Strict poze. De restul aparatelor gratuite care sunt disponibile fac niște poze cu un vibe nebun, dar despre asta în alt video, pentru că chiar merită un video aparte această aplicație. Noi am rămas la vibe-ul pozelor. În unele momente, chiar și noaptea, pozele făcute de pe acest Philips îmi plac mai mult prin imaginea neprocesată care o redă. Hai să-ți arăt aceste două exemple, după care trecem la restul. În ambele poze, Realme a redat imaginea cu lumină și culoare aproape de real. Într-un fel, mai bine din toate punctele de vedere. Dar imaginile de pe Philips îmi plac mai mult, anume aceste poze. Ca să înțelegi despre ce modele merge vorba, am să-ți dau puțină informație despre fiecare. Philips V737 a fost prezentat în decembrie 2012, avea o singură cameră pe spate și una pe față. Pentru modelele de nivel mediu din acel an, o cameră selfie era roscăș. Cea principală de 5 megapixeli avea autofocus și blitz. Video filmează în tocmai 480p, 15 cadre pe secundă. La camera frontală pe GSM Arena nu am găsit informație, acolo scrie doar yes, adică ea este. Dar de calitate nimic. Din experiența proprie, aceasta e de 0.3 megapixel și video la fel în 480p filmează. Realme GT Master Edition a fost prezentat în 2021, dar se vinde la greu în 2022. Aici camerele sunt mai multe. 3 module pe spate și unul de 32 de megapixel pe față, cu diafragma de 2.5. Cam slăbuță, dar softul îl trage. Camera principală pe spate e de 64 de megapixel, unghi ultra larg de 8 megapixel și macro de 2 megapixel. Eu voi utiliza în mare parte doar cea principală. Video, apropo, filmează maxim 4K 30 de cadre. Full review, apropo, ți-l dau aici în colțul stâng de sus. La flagship-uri, camerele mereu au fost o funcție de bază pe care se punea accentul, chiar și cu 10 ani în urmă. Ce aveam noi pe atunci? Galaxy S3 și iPhone 5. Apropo de iPhone 5, am găsit un video pe TikTok care o să-l pun chiar acum aici. În comparație avem iPhone 5 cu 13 Pro Max. Băi, aș spune că iPhone 5 filmează foarte bine în condițiile care îi sunt puse, chiar și în comparație cu 13 Pro. Ce vreau să zic, chiar și prin exemplul care vi l-am arătat, e că la cele de top, camerele la fel au evoluat, însă la ele mereu au avut rezultate bune. Dacă în prezent, atunci când cauți ceva de buget mediu, dar totuși să fie ceva accent pe cameră, ai din ce să alegi. Cu 10 ani în urmă, după cum observăm, cei care își luau un telefon mediu să spere la ceva calitate în cameră nu puteau, nici pe departe. Sau mai ales selfie, care exista doar. Toate aceste momente se observă în poze. Am fotografiat în diverse locații, pădure, pe lângă oraș, în oraș și așa mai departe, chiar și în încăperi. Realme la maxim acoperă gălăgie în poze, scoate umbrele, pe când Philips pur și simplu face poze. Ceea ce nimerește în camera, ceea ce ți redă pe display. De fapt, calitatea pozelor în prezent nu se bazează doar pe cameră, ci și pe procesor care, logic, procesează toată poza. Dacă ne uităm din acest unghi cu procesoarele de nivel mediu care erau cu 10 ani în urmă, înțelegi de ce se primește așa și poza este procesată la minim. Acum am să-ți arăt video care l-am filmat ziua, totodată ascultăm și sunetul și te las cu comentariile din video. Iphone, este Iphone. Face clice, oh my god. Oh my god. Я с ним тинкет. Да что ты ее придем фильма? Я говорю, что ой, красота такая, как я сейчас буду. Кажется, как фото фумос. Че? Меня. Eu trebuie să-mi pun și GoPro pe cablă. Mala le! Nu știu peisaj destul de frumos și am decis să testez mai departe camerele.
mai concret modul video pe Philips și Real Magic Master Edition. Aici ai niște peisaje acolo, scorturile. Aici e Nistru, par celălalt e Transnistria. Aici e niște copaci de... aici e breaz. Brazi, breaz. Acolo și niște... Nistri. Aici e un deal ca la Saharna. Acolo sunt niște... Nistri. Îi bâlbâiți. Niște plăci tectonici. Par nu știu cum se spune, parcă așa se spune. Plăci tectonici. Și mergem acuș la ele să vedem, vă fac niște poze de acolo. O să aud foarte tare respirația mea, dar noi ne-am ridicat destul de mult la deal. Și am venit la blincicile astea. Crasata. La planul selfie nu cred că e cazul să compar 0 întreg și 3 megapixel cu cei 32 de pe Realme. Unghii de vizualizare mai mare, lumină mai multă, poză mai clară, HDR și așa mai departe. Cum am spus anterior, pe Philips camera a fost pusă doar să fie. Aici am camera frontală și hai să vedem stabilizarea. Aici eu merg practic prin câmp, acușam acolo o masă, trebuie să o desfac și să o pun pentru fotosesie. Așa, ce miros puternic de la florile astea, foarte puternic. Oi, oi, ca pe naratorul merg. Aici avem așa un mini apus, nu chiar apus cu totul, de să scad, așa. E ora 6 ceva seara, pe timp de vară, e aproape apus, mai sunt vreo 2 ore. Așa că asta e calitatea în câmp, unde este lumină destulă. Și gata. Urmează pozele nocturne și, cel mai important, cele care le-am făcut la contor. Aici nu am ce să adaug, Philips e clar că la calitate pierde mult față de Realme. Din exemplele date putem vedea cum Master Edition trage umbrele, strânge lumina și culorile sunt reale. Lui Philips, la partea vibe-ului, i-aș da niște puncte. În schimb, pe Realme se vede că sunt într-o pădure, după copaci și tot ce este în jur. Pe Philips se vede doar contrastul dintre cer și copaci. Încă n-ați obosit? Atunci hai să vă arăt ce am filmat seara. Dacă crezi că acolo sunt ședevruri de oci silna, budiș agarcion. Un video, nu chiar nocturn, e așa. La apus, pe înserate. Testăm camerele. Testăm. Vedem cât de rău e pe Philips și cât de boli mini e pe... Cineva o să gunoiu, dar nu se vede. O, cât de boli mini e pe Real Magic Master Edition. O, așa. Красота. Din câte observați despre stabilizare, nici nu vorbesc la Philips, că ea nu există, da. Boa. Și pe final, pozele la contoare. Dacă pe Realme nicio problemă și totul se înțelege atât cu blitz, cât și fără, păi pe Philips niciun vibe nu-l ajută cu nimic. Nimic nu se înțelege, atât cu blitz, cât și fără. Testul nu l-a trecut. Băieți și fete, cam aceasta a fost comparația camerelor cu 10 ani diferență. Dacă v-a plăcut ideea, atunci dați un like. Dacă la fel v-a plăcut ideea cu următoarele video, la fel, nu uitați să dați un like și să-mi scrieți în comentarii, poate alte dispozitive le putem încerca la battle cu camera. Și cam atât. Dacă ai vizionat până aici, îți spun eu ți-ai un like, dar tu abonează-te la canal. Și poți vizionezi careva video care deja de mult timp stau aici lângă mine și te așteaptă. Eu le-am pus.